Elde profesă designer în amenajări interioare, ea profesoară de istorie. S-au cunoscut în urmă cu 2 ani. A fost dragoste la prima vedere, cu atât mai mult cu cât amândoi împărtășeau aceeași pasiune, motoarele. O zi specială. Ai fost surprins? Cum se pare ideea prietenilor să vină? Foarte frumoasă, îmi place. Am aceleași pasiuni, motoarele. Alaiul l-a avut în frunte pe Mire. Cu motoarele turate, nuntașii s-au îndreptat spre casa miresei. În frunte cu cei doi însurăței, Alaiul s-a îndreptat apoi spre biserică, unde cei doi urmau să-și unească destinele. Ne cunoaștem de 2 ani, aproape 2 ani. A fost dragoste la prima vedere, după 2 luni m-a cerut în căsătorie, a fost super, nu mă așteptam, a fost... Nu mă așteptam să îl găsesc tocmai aici, am venit din Oltenia, nu mă așteptam să-l găsesc tocmai în Banat. Ambii îndrăgostiți aveau motocicletele lor, dar pentru Mireasa a optat pentru un triciclu special condus de cavalerul de onoare. Ținem pe colegul nostru Cristi, sunt decizia pe care o luat în a se căsători cu aleasa lui. Fiind colegul lui motocicliști, am decis să organizăm o paradă. Este o nuntă mai inedită. Evident, toată lumea întoarce privirile spre un motor atunci când trece pe stradă, mai ales când ne-am adunat 20 de motocicliști. Amploarea evenimentului este cu atât mai mare. Ne-am adunat să-l susținem pe un prieten nostru foarte bun, colegul nostru de motoare, și cealaltă variantă mai bună să avem să-l susținem decât cu motoarele alături de ei, să facem un pic de război, să știe că suntem alături de ei. Da, e o nuntă inedită deoarece e de al nostru. Chiar face parte din grupul nostru, ieșim pe asfalturi, avem grijă de noi și chiar încercăm să ne protejăm și să ne arătăm solidaritatea unii față de alții. Am adunat să susținem pe un prieten al nostru și mai ales dacă am venit pe motociclete, vrem să arătăm că nu suntem diferiți decât alții care merg în mașină. Am vrut să facem și awareness în același timp în care să mergem și susținem pe prietenul nostru la un pas mare în viață. Mirii nu pleacă deocamdată în luna de miere, însă și aceasta va fi cel mai probabil tot pe două roți.